Bine ne-am regăsit. De data asta am schimbat iar peisajul, suntem la bucătărie. Că eu am mai avut eu așa pe timpuri niște afinități așa cu bucătăria, cu câte o prăjitură, cu câte un tort. Acum de ceva timp nu prea mai făcut nimic. Așa, și acum a venit rândul ca să vă arăt și să vă spun rețeta cum fac eu siropul de trandafiri. Am cumpărat acum vreo 6-7 ani, am cumpărat 3 butuci de trandafiri de dulceață din soiul Rosa Damascena. Sunt foarte productivi, adică din 3 butuci înfloresc de 3-4 ori pe an, dar în primele 2 ture de boboială maximă, adică au flori cât de multe ca să poți să faci un sirop, să poți să faci un jeleu și dulceață. Dulceață n-am făcut că nu ne place, am cumpărat când am fost în Bulgaria și nu ne-a dat pe spate. În schimb am făcut jeleu și sirop. Siropul este foarte bun pe timp de iarnă, când avem poftă de ceva dulce punem la cu sifon și cu apă minerală și merge foarte, foarte bine. Și mai îmi place și mie iarna cu o țuiculiță bună, amestecat așa după gustul fiecăruia, iese ca lumea, trandafirată, așa se cheamă. Bun, să trecem peste astea și să vă spun rețeta. Pentru ca să putem să facem o porție, să zicem, de sirop, avem nevoie de minim 300 de grame de petale de trandafir, care să fie culese când sunt uscate și deschise cum trebuie. Așa. De 2 kg de zahăr, 4 pliculețe de sare de lămâie și cam asta e tot. Mai mult de atât n-avem ce să fie. Și eu am cules trandafirii, să vi arăt. Aici sunt. Sunt 400 și vreo 20 de grame de petale de trandafiri, care miroase de tăia amețeala. Așa. Și restul, apă și sare de lămâie și zahăr, care nu trebuie prezentat cu nimic. Bun. Atunci, acum ce o să facem? O să pun prima dată 2 litri și jumătate de apă peste aceste petale și o să le fierbem până când se schimbă la culoare și o să se facă verde. Apa care o să iasă de la aceste petale o să fie verde. Bun, după care se strecoară, iar peste lichidul rămas, care nu o să scadă cine știe ce, că doar o să fie câteva clocote și se termină cu petalele, peste lichidul rămas o să punem zahărul. Și deci eu la 420 de grame de petale o să pun 3 litri de apă, o să pun 2 kg și jumătate de zahăr și 4 plicuri și jumătate de sare de lămâie. Și o să vedeți pe parcurs cum se desfășoară această rețetă de sirop de trandafir, care e luată de mine după net acum foarte mulți ani, de fapt de când am cumpărat trandafirii, și de atunci am salvat-o pe o tabletă și în fiecare an fac după aia, dar nu mai trebuie să mai fac după aia, că deja am memorat-o și știu pe deasupra. Bun, haideți să trecem la treabă și să vedem cum se parcurg toate etapele așa pas cu pas. Am pus petalele de trandafir, le-am pus la foc, le-am clătit înainte, le-am pus la foc acum și le amestecăm cu o spatulă de lemn. Apa începe ca să fiarbă. Aici este oala în care o să strecurăm și o să continuăm cu rațeta. Și
Petalele de trandafir, după ce se răcesc, le dăm la găini, că să miroasă ouăle frumos. A început să clocotească. Acum îl mai lăsăm cam un minut, așa. După care stingem focul și strecurăm. Am terminat de strecurat acum petalele, s-au albit, da? Și ceea ce a rezultat apa este verzulie așa la culoare, nu știu cât o să vedeți, dar o să vedeți când o să punem sarea de lămâie că se va schimba și va deveni roșie și frumoasă. Acum oricum era fierbinte, începe să fierbă și o să adăugăm zahărul cât un pachet așa și îl amestecăm să se topească. Între timp am pus la congelator o farfuriuță mică de cafea ca să probăm mai târziu densitatea siropului. Amestecăm. Și din pachetul ăsta jumătate așa la ochean, că nu suntem la farmacie și nu ne întreabă nimeni dacă de cei mai mult sau mai puțin. Continuăm cu amestecatul până când se vede că nu o să mai fie zahăr, se topește, se încorporează tot. Și după care voi pune leculețele de sare de lămâie. Eu am făcut o greșeală, nu trebuia să spun 4 plicuri, trebuia să spun doar 2 plicuri, că așa se pune la o singură tranșă de 300 de grame de petale, se pun 16 grame de sare de lămâie. Dar în momentul în care am spus-o atunci, gândul meu era la 2 porții. Cam așa am făcut tot timpul, câte 2, câte 2 și de-aia am spus 4 în loc de 2. Dar normal se pun decât 2 pliculețe la o singură tranșă, cum ar veni, la raport 1 la 1. Zahărul s-a topit. Mai lăsăm un pic și punem și pliculețele de sare. Gata, acum e momentul să punem și sarea de lămâie. Deci, cum am spus, pentru cantitatea de frunze, de petale care o avem noi de 420 de grame, o să pun 2 pliculețe și jumătate de sare de lămâie. Care o să vedeți cum transformă acest lichid care este închis la culoare, un roșu verzui închis așa, o să-l limpezească și o să se facă un roșu frumos aprins, exact cum este siropul de trandafir pe care îl știi. Deja se și vede. Ia uitați cum s-a limpezit și cum s-a făcut roșu frumos. Deci, acum acest sirop îl vom mai fierbe încă vreo 10-15 minute. Când o să înceapă să dea în clocot, o să las focul mic și o să mai fierbă încă 10-15 minute până la consistența dorită. Eu la început
așa am fost entuziasmat și l-am lăsat, lasă fie, că l-am făcut că era ca mierea, nici nu curgea din sticlă. Și am fost nevoit ca la următoarea tură care am făcut-o să-l scot de acolo, să-l las pe celălalt mai apos un pic și l-am amestecat cu totul că ăla nu curgea din sticlă primă. Acum ne-am învățat lecția, știm. Am pus la congelator, cum am spus, o farfuriuță mică și când o să mai scadă din el, luăm câteva picături, punem pe farfurie, știți cum este procedura și atunci ne dăm seama cum îl lăsăm de concentrat. Este momentul pentru primul test. Am scos farfuriuța din congelator. A scăzut ceva din el, a fiert cam vreo 10 minute și mai bine un pic. Și să vedem cam ce avem noi aici. Se răcească repede. După cum se vede, mai trebuie fiert. Facem a doua probă acum, să vedem dacă cred că așa o să rămână mai mult ca sigur. Așa e bun. Încă 2-3 minute și gata. Cam gata. După 20 de minute, asta este sirop. L-am rezolvat. E cum trebuie să fie. Nu trebuie să fie nici prea gros. Deci eu dau așa cu degetul până el, trebuie să rămână despărțit, așa. Și rămâne. Cam bun. Da. O să-l las să se răcorească, îl punem la sticle și să vi-l arăt și cum arată așa într-un pahar, să vedeți. Gata cu siropul. N-am mai avut răbdare, l-am pus într-un pahar ca să vedeți cum arată. Încă este fierbinte și cam așa arată. Cam asta a fost ceea ce am vrut să vă arăt astăzi. Cum am făcut un sirop de trandafiri și cum am transformat o rețetă scrisă pe internet. Acum 7-8 ani am găsit-o eu, cine știe de când o fi ea trecută de cine a făcut-o. Așa, și am transformat-o într-un mic filmuleț. Dacă v-a plăcut, puteți să ne dați un like, puteți să vă abonați. Totul este gratis, nu costă absolut nimic și pe viitor promit că o să vă arăt și când o să fac și mâncare și când o să fac și ceva dulce. Când o să ne permită timpul. Deocamdată suntem foarte ocupați cu caprele, cu solariile, cu câmpul, urmează coasa de a doua de lucernă în câteva zile, așa că de prăjituri mai ne trece acum și de restul. Mâncăm ce apucăm când putem, așa e la țară. Mulțumesc frumos, la revedere, te vedem sănătoși!